Recepția sălii sporturilor din Târgu Jiu a fost făcută în sfârșit. În perioada următoare urmează a se semna protocolul de predare primire între primăria Târgu Jiu și firma Constructor. Recepția a avut loc în cursul zilei de ieri, după mai multe amânări. Ieri, așa cum am și, am și prezentat, au fost prezenți la sala sporturilor cei care făceau parte din comisia de recepție. Recepția s-a finalizat fără niciun fel de problemă. În acest moment putem discuta deja de o sală recepționată, urmează ca să semnăm și în perioada imediat următoare protocolul de predare-primire între Compania Națională de Investiții și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Ținând cont de faptul că a fost recepționată această sală, este clar că primul eveniment care se desfășoară în, în acea sală modernă este Campionatul European de Box Under 22, care începe pe data de 24 martie. Campionatul național, în acest moment, care la fel începe pe data de 24 februarie, se va desfășura în sala de la Colegiul Virgil Magiar. Sala este prevăzută cu mai multe intrări și are 1223 de locuri în care sunt prevăzute și zone VIP. Numărul exact de locuri care a reieșit în urma execuției, 1223 de locuri pentru publicul general, dar și pentru zona VIP, sunt zone cu funcțiuni separate și cu accese separate. De asemenea, este zona destinată persoanelor cu handicap locomotor, de asemenea cu acces separat și zona sportivilor. Pe lângă acestea, bineînțeles, vor fi prevăzute locurile rezervate băncilor de rezerve și precum și oficialilor. Odată cu deschiderea campionatului european de box va avea loc și inaugurarea sălii sporturilor, campionatul se va desfășura luna viitoare.